Președintele PSD Argeș Constantin Nicolescu a comentat aseară, în cadrul emisiunii Dialoguri Politice, refuzul lui Mircea Joană de a respecta deciziile Biroului Permanent Național al PSD, adoptate în unanimitate, precum și pe cele ale grupului senatorilor PSD. Deci noi am făcut această Uniune Social-Liberală în care există un protocol încheiat de parteneriat, în care s-a stabilit în acest parteneriat PSD-ul va da candidat pentru premier, PNL-ul va da candidat pentru președinție. Seriozitatea conlucrării după ce ai semnat un document înseamnă foarte mult și dacă chiar vrem să fim serioși, trebuie într-adevăr să fim parteneri și să ne spunem lucrurile care trebuie rezolvate întâi între noi și nu ieșit pe teritoriu. Și PNL-ul a fost, să spunem, și-a pus semne de întrebare, ca să nu spun altfel, când s-a văzut că există atitudini ale domnului Joană puțin ieșite din contextul înțelegerilor noastre. Și dau exemplu cu candidat la președinție. A lăsat să se înțeleagă că dumnealui ar putea să fie oricând un candidat al PSD-ului pentru președinție. Constantin Nicolescu a mai declarat că ambiguitatea declarațiilor lui Mircea Joană a creat unele probleme de încredere între PSD și PNL ca parteneri ai Uniunii Social-Liberale. PNL-ul a tras semnalul de alarmă, dar sunteți serioși? PNL-ul a fost corect. Domnul Crin a fost corect. Acum nu ai nicio motivație sau niciun argument, să spunem, să mai dai semnale din astea de dubiu. Constantin Nicolescu a mai precizat că este adeptul unei clarificări a acestui scandal în interiorul partidului. Consider că domnul Joană trebuia să fie mai atent cu toată această perioadă și nu cred că era cel mai îndreptățit să aibă această atitudine de revendicare peste noapte. Deși are foarte multă experiență, noi l-am sprijinit. Se pot face multe comentarii pe tema asta, dar eu cred că era bine să demonstrăm că știm să ne rezolvăm problemele în interiorul partidului și nu pe ecranul televizorului. Președintele Partidului Social-Democrat, Victor Ponta, a declarat public săptămâna aceasta că PSD nu va da curs, așa cum s-a sugerat, niciunei încercări de revocare a lui Mircea Joană din funcția de președinte al Senatului, proces care ar duce la pierderea funcției de către PSD.